La București, pe lacul Herăstrău, a avut loc pentru întâia dată la noi în țară o demonstrație motonautică organizată de Navo Clubul Central AVSAP, la care au participat sportivi din Republica Populară Polonă. În fruntea așa numiților papuci zburători s-a clasat Balischi, urmat de Gutian și Grajewski. Aspecte de la demonstrația de navomodere de pe lacul Herăstrău, desfășurată duminică 1 septembrie. Hidroglisoare cu elice aeriană. Ioturi cu vele. Distrugător autopropulsat. În Parcul Stalin s-a deschis expoziția industriei din Republica Cehoslovacă. Printre exponate se află utilaj pentru industria grea și ușoară. Un război fără suveică. Produse din gablonți și obiecte din porțelan cehoslovac. Cristal de Boemia renumit în lumea întreagă. Scuterul CZ cu un motor de 50 de centimetri cubi și ultimul model al uzinelor de automobile Skoda. Sub organizarea AVSAP-ului pe lacul Herăstrău și-a dat întâlnire o întreagă și variată flotă. Motonava Transilvania, la dimensiunile machetei, navighează cu precizie prin telecomanda constructorului. Pe apa lacului s-au încrucișat numeroase navomodele de diferite categorii. Micile embarcațiuni au prilejuit o frumoasă demonstrație a maestriei constructorilor de navomodele. Pregătiri pentru concursuri nautice în Cismigiu. Cismigiu, îți zâmbesc o stranda fire înflorit. Bucureștiul florilor. În cel mai tânăr parc bucureștean răsună cântecele pionierilor. Primăvara ne întâmpină pretutindeni, invitându-ne să sărbătorim. La expoziția sovietică din Parcul Stalin se fac pregătiri în vederea apropiatei deschideri. Standul cu mașini industriale. Ultima verificare a liniei automate de strunjire a axelor de diferite forme. Totul este în ordine. Iată machetele sateliților artificiale ai Pământului. Sunt gata și standurile industriei textile. Aceste blănuri au un renume mondial. Vor fi mult apreciate de vizitatori aceste obiecte de artizanat, lucrate din porțelan și os, cât și ultimele tipuri de aparate de radio și televiziune. Automobilele Ceica și Zil 111 vor întruni aprecieri unanime. Și o surpriză! Acesta este automobilul zburător, care va întreprinde pe durata expoziției zboruri de agrement cu vizitatorii. O competiție sportivă puțin obișnuită, pescuitul staționar. Faza finală a campionatului republican a atras pe malul lacului Herăstrău numeroși amatori ai sportului cu undița. Concurenți de toate vârstele și-au încercat îndemânarea, poate contând și pe puțin noroc. Experiența însă și-a spus cuvântul.
Campionul de anul trecut, Ion Pană, muncitor sticlar la fabrica Electrofar, a făcut cele mai multe victime, cucerind și de data aceasta titlul de campion. Felicitări campionului și poftă bună! În București, Parcul de Cultură și Odihnă a găzduit recent fruntașii la învățătura institutelor și universității bucureștene, poftiți la o petrecere de sfârșit de an. Doar stăm pentru succesele acestui an școlar, pentru vacanță, pentru cei care pleacă la practică, pentru cei care intră în producție. Artiști cunoscuți ai scenelor de estradă au prezentat un bogat program artistic și, firește, dansul a ocupat apoi un loc central în programul serii. Până în zorii zilei, pe ringurile de dans, pe alei, la bordul vaporașelor, au răsunat cântece, discuții însuflețite și hohotele de râs ale celor 1500 de studenți fruntași. Din lacul Herăstrău dau semne de neliniște. Se pregătește masacrul, concursul celor mai buni pescari sportivi. Unii fac poftă de mâncare peștilor, în timp ce alții trec prin momente de mare tensiune sportivă. Din când în când se mai prinde și pește. Atunci, în sfârșit, arbitrul intră în funcție. Cântarul are cuvântul hotărător în determinarea campionului. Acesta este bucureșteanul Iulian Olariu, care se întoarce acasă cu titlul de glorie și materie primă pentru o bună saramură. Sfârșit de toamnă, în parcurile orașului, cu frunze de aramă bătute de întâiul vânt cu gust de zăpadă. Îndrăgostiții se întâlnesc cu nedefinită melancolie și numai puștii mai riscă gesturi hotărătoare. Pescarii amatori aduc acasă mai ales guturai. În vreme ce ultima barcă mai evocă încăpățânată zilele blânde care s-au dus. După sculptori, ne-au reținut atenția prin reluarea unei tradiții mai vechi, pictorii bucureșteni. Salonul de primăvară deschis recent în Parcul Herăstrău se bucură de participarea celor mai bune condeie ale plasticii noastre. Noutatea stă în faptul că vizitatorul are posibilitatea să achiziționeze la prețuri accesibile oricare din lucrările expuse. Întâlnit întâmplător în expoziție, cunoscutul artist plastic Ion Pacea ne-a declarat. Îmi permit să anticipez în vizitatorul acestei expoziții pe colecționarul nostru de mâine. Salutăm la rândul ne inițiativa, consemnând-o ca un început pentru o mai strânsă apropiere dintre artist și amatorul de artă, rodnică pentru ambele părți. Nu uitați adresa expoziției, pavilioanele A, B și C din Parcul Herăstrău. Expoziția industrială suedeză din București a fost vizitată de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și alți conducători ai partidului și statului nostru. Rezultat al interesului care se manifestă în Suedia pentru dezvoltarea legăturilor economice, științifice și comerciale cu România socialistă, expoziția oferă o convingătoare imagine a nivelului înalt de dezvoltare a industriei suedeze. Ca și întreaga evoluție, pătrunsă de stimă și prietenie a relațiilor româno-suedeze, expoziția a evidențiat posibilitățile existente pentru amplificarea acestor relații reciproc avantajoase. București. În pavilionul din Parcul Herăstrău s-a deschis expoziția realizărilor în construcția socialistă a Republicii Populare Chineze. La solemnitatea inaugurală au luat parte conducătorii ai partidului și statului nostru, personalități ale vieții publice din țara noastră, membri ai delegației guvernamentale chineze sosite cu acest prilej în România. Se înfățișează privirilor o bogată și grăitoare imagine a marilor realizări dobândite de poporul chinez în opera de edificare a socialismului, în dezvoltarea unei puternice și moderne industrii.
Milenara artă chineză este și ea prezentă. Această expoziție, deschisă la scurtă vreme după vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la Pekin, se înscrie ca un moment deosebit al întăririi prieteniei frățești româno-chineze. Miercuri 20 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat expoziția de autoutilare în agricultură și industrie alimentară, organizată în pavilionul de pe malul lacului Herăstrău. Pe baza indicațiilor anterioare ale secretarului general al partidului, uzinele de fabricație, reparații și montaj din cadrul agriculturii noastre au asigurat un sortiment mai mare de mașini, instalații și piese de schimb, creindu-se în unele cazuri disponibilități de export. În discuțiile purtate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările obținute și a recomandat intensificarea acțiunilor pentru diversificarea utilajelor destinate industriei zahărului, a celor pentru industrializarea cărnii, a mașinilor și instalațiilor pentru prelucrarea și conservarea produselor alimentare. Vizita de lucru, în cursul căreia au mai fost examinate probleme privind dinamica zootehniei românești, a constituit încă o atestare a grijii secretarului general al partidului pentru rezolvarea sarcinilor complexe pe care le ridică dezvoltarea economiei naționale, orientarea fermă spre modernizarea ei.